ansamblul etnofolcloric Haiducii din Costești. Director artistic, domnul profesor Gheorghe Matei. Colacul și pitacul pentru dumneavoastră și eu propun să-i aplaudăm mai cu inimă. Stimați prieteni, acum invităm în scenă membrii Comisiei de Jurizare cu o notă analitică. Îl invităm aici pe domnul profesor Iulian Filip, pe doamna director artistic Tamara Vârlan, pe doamna director general Diana de Cusară, pe domnul consilier al președintelui, domnul Victor Bânzari, foarte activ, ați participat, ne-ați bucurat, ați adus o atmosferă adevărat de sărbătoare, pentru că suntem în ajunul Crăciunului. Și faimă cu Crăciunul am văzut și aici în scenă, am văzut că ursul dansează, că capra moare și învie, că porcul face sport și multe alte chestii foarte interesante pe care ne-au amuzat. Dar până la urmă trebuie să fim obiectiv și să luăm niște decizii care pentru cineva sunt mai dure, pentru cineva sunt mai avantajoase, dar trebuie să fim corecți. Alături de mine am avut persoane care cunosc și știu foarte multe lucruri ce e legat de cultură și tradițiile noastre. Cred că ei se vor expune asupra lucrurilor frumoase, lucrurilor noi care au fost revăzute aici pe scenă. Dar totodată trebuie să se axeze și pe greșelile care le întâlnim, pentru că, de fapt, trebuie să fim buni la anul viitor, să fim mai buni, sau chiar pe următorii ani să fim destul de buni. Și să venim cu ceva nou, ceva care să ne reprezinte atât pe scena de la Casa de Cultură la Consiliul Regional, cât și în toată Republica. Eu vreau să vă mulțumesc, de acord cu domnul Iulian Filip. Ar fi fost mai gospodărește dacă aveați câte o ureche, fiecare, acolo unde s-a întrunit comisia de jurizare, să fie ascultat ceea ce am vorbit noi acolo. Pentru că, în fond, nu e vorba de o judecată obiectivă. Remarca Diane de Cusară a fost dacă dumneavoastră, fiecare, colectiv, care s-a produs aici, țineați cont de regulamentul acestui concurs, deja era altă calitate a ceea ce ați prezentat în scenă. Pentru că în regulament sunt trei principii care vizează autenticitatea, sunt trei trepte despre care o să vorbească și de Ana și ceilalți colegi ai mei. Eu am insistat ca să vin anul ăsta și la ediția asta, în primul rând ca să văd ce se întâmplă cu cele câteva laboratoare realmente academice de folcloric autentic în câteva localități. Pentru că eu, zbolnav de teatru popular, teatru folcloric, m-a intrigat foarte mult ce se întâmplă cu căprițele de la Rusești Noi și căprițele de la Barba. M-au... Da, ce să spun. Anul ăsta m-a frapat această pereche de mascați, ursul și ursulețul de la Malcoci. Și am avut o sugestie în acest context, pentru că noi trebuie ca să fim economi la timp și o să mă refer acolo unde mi-a părut rău, la Rusești Noi azi, că alături de căprițele mele dragi, și-am găsit o cheie frumoasă, iau ciobanul cum apare cu acest ciocleș frumușel și păstorește aceste patru căprițe foarte frumoase. Ce, eu, de unde v-a venit, domnule Balaur, de unde v-a venit ideea acestei scene de cinematografie cu porcul ăsta? Chiar atât de dornic de porcul ăsta și
între căprițele frumoase de la Rusești, noi trebuia să-i faceți loc. Scoateți porcul, scoateți porcul și speculați în continuare cu aceste căprițe, pentru că sunt autentice, sunt frumoase, iar doza de inovație care ați găsit-o în edițiile anterioare, în jurul căpricilor, sunt fantastice. Și nu trebuie să vă jucați mai mult, pentru că, fiți foarte atent la ceea ce zic colegii mei de juriu, sunteți autentici cu fluierul și cu bărăbănica în această lucrare, în limbajul acestei scene, acestei sărbători. Spre deosebire de alte formații care au băgat în primul, în avanscenă, acordeonul, baianul chiar, în loc de funcția ritmică a bărăbănicăi și a finicelul acesta pe care îl oferă fluierul. Acum, referitor la urs, și asta o vorbeam, ce avem de făcut colegii de la secția raională de cultură, colegii de la Centrul de Creație Populară, Academia, cu acele localități care sunt bolnave deja de acest fenomen care se cheamă teatru folcloric. De luat pe cei câțiva balauri contaminați de lucruri frumoase în acest limbaj, sunteți câțiva de la Bardar, de la Rusești Noi, de la Răzeni, de la Malcoci, într-un microbuz de ăștia cu liderii de la secția de cultură, susținuți de foarte sensibilă administrația raională. Felicitări, pentru că nu orice centru raional are alături de dumneavoastră pe președinte, pe consilieri, pe, așa cum am văzut la Ialoveni. Ocrotiți această relație și speculați-o. Pentru că trebuie să trageți o fugă numai până în Bucovina, la Krasnoilsk, unde există 4 tehnologii de pregătire a urșilor ăștia. Să vedeți cum sunt urșe ce e. Are pați cu smocuri de iarbă. Copiii îmblă cu urșii pe umeri cu niște brădănei, brăduți, micitei. Diferite feluri. Adică la farmecul pe care l-ați oferit astăzi cu acest urș de la Malcoci, să mai adăugați să vedeți cât de autentică e strigătura în jurul urșilor. Și numai bărăbănica. Și atunci textul cu tehnologia pregătirii ursului prin asociație la fel și căprițele și căluții ar ridica imediat această următoare ediție a festivalului sărbătorilor de iarnă pe care l-aveți la Ialoveni, spre deosebire de alte centre raionale care nu au o asemenea frumusețe și un asemenea moderator ca doctorandul nostru Victor Lecăciu. Pentru că dacă înțelegem de la ediție la ediție, să mai adăugăm un pic, nu mult, de autenticitate, de apartenență identitară la această localitate, pentru că trebuie, sunteți diferiți, dar diferența asta trebuie să aibă niște repere principiale pe lucruri foarte clare. Dacă ne uităm încă o dată la regulament, și ceea ce vorbim între noi în comisia de jurizare, s-au zis și dumneavoastră, și conducătorii de cercuri, dar și cei care am lăsat totul ca să vin la ediția asta să mă bucur încă o dată de ceea ce avem și nu-i puțin deloc ceea ce avem. Felicitări și vă doresc urechi în continuare foarte sensibil la ceea ce vă spună și colegii noștri, pentru că e de spus acolo unde lucrurile există și dumneavoastră le aveți. Bună seara, dragii mei! Vreau în primul rând să vă felicit pe toți că astăzi am avut încă o mare sărbătoare de tradiții și obiceiuri de aici, de acasă, de la noi. Spunea mai sus domnul Ilian Filip că nu știe ce se întâmplă în alte raioane, dar vă asigur că în toată țara, în această perioadă, sunt festivaluri de obiceiuri și tradiții de iarnă, unde se colindă, unde se spun urături, unde vin cu jocuri de maște. Ceea ce am văzut astăzi la dumneavoastră, dacă, bine, deschidem un pic parantezele, au fost buni, dar au fost și foarte buni.
Nu o să deschidem parantezele, că nu facem acum activitate metodică pentru conducători, dar, într-adevăr, când veniți în scenă, scena nu este gospodarul sau primarul sau președintele de raion unde spunem în urătură ce ne doare pe noi. Un festival, în primul rând, are un scop de a păstra obiceiurile și tradițiile noastre. Adică venim cu tot ceea ce am moștenit noi din localitatea respectivă sau de la părinți, bunei, ceea ce am auzit altădată. Sunt mai nou acum, spun că putem să compunem ceva. Eu nu sunt adeptul artei populare sau artei tradiționale care se compune. Slavă Domnului, avem atâția autori, atâtea melodii și de aici îl avem pe Ștefănucă. Și din partea de centru este Junghietul. Sunt atâtea și atâtea culegeri de folclor din zona respectivă. Vedeți, amintiți-vă ce se poate de interpretat. Urături sunt atât de multe și atât de frumoase. Da, știm că avem probleme și cu miliard furat și cu multe, multe, dar scena nu permite oameni buni acest lucru. Scena nu permite să ieșim cu lumânarea în mână. Este scenă. Poate se permite undeva într-un colțișor o candelă, dar tot este... De ce este scenă? Că noi ne închipuim și noi redăm această artă spectatorului. Dacă am ieșit cu lumânarea în mână, nu o să cântăm mai frumos sau nu știu de ce. Avem multe greșeli, dar vă spun că detalii o să vă spunem într-un seminar mai detaliat. Luăm filmările de aici, specialiștii împreună, nu ca să ne supărăm, dar să fim mai buni, fiindcă spectatorul, tânăra generație care vine, să vadă lucruri adevărate. Slavă Domnului, Ialoveniu este îmbrăcat foarte frumos. Slavă Domnului că aveți și haine de iarnă deja. Portul popular de iarnă este vizibil. Slavă Domnului că știm deja lucruri adevărate. Mi-au plăcut și mie foarte mult astăzi colectivele care au ieșit cu jocul moșilor, babile acestea. Și sigur că, nu știu, nu pot să nu vă zic, oameni buni, dragii mei, când stau muzicanți în scenă și se include fonogramă, dragii mei, nu știu de câte ori, o să penalizez eu personal pentru fonograme. Arta tradițională nu se cântă cu fonogramă. Știți foarte bine, un fluier și o dobă. Și deja este adevăr. Multe încă aș putea să vă spun. Sigur că îmi sunteți toți dragi. Am venit pentru secția cultură, pentru Consiliul Raional, pentru edițiile viitoare, să schimbi un pic regulile de joc, fiindcă aici regula este care ia laptopul și aceste locuri de frunte, unde nu se, nu știu, nu vreau să zic, nu se potrivesc. Trebuie toată lumea să aibă și ceva material, noi înțelegem. Dar eu aș veni cu o propunere să fie premiu mare 1, 2, 3 și Consiliul Raional să vină cu laptopurile aparte, să ne audă pe noi, dar să vină ei singuri și să nu ne pună pe noi într-o situație că acei au primit și nu sunt buni, ăștia o să primească la anul, ăștia sunt în jumătate sau încă nu știu cum. Pentru anul viitor, eu le-am spus și domnul Grigoriță, dacă mă aude, suntem gata să venim și noi cu un suport financiar pentru ediția de anul viitor, dar să fie una de concurs, așa cum este corect. Ajutăm sau împreună cu noi facem un regulament clar, punctat. Este necesar în la început un seminar să punctăm lucrurile la ce vom trage atenție și... Fiindcă un concurs așa trebuie să fie după mine. Să nu fie supărări. Suntem într-o țară, într-un raion, într-un sat și nu trebuie să ne batem. Sigur că dumneavoastră ați văzut cu ochiul liber cine au fost cei mai buni. Așa, știți și voi. Și atunci, dacă știți voi cine sunt cei mai buni, eu acum să merg împotriva dumneavoastră, nu-i corect. Dar iarăși, sunt niște criterii și ele trebuie respectate. Eu vă felicit cu toate sărbătorile care, iată, ne bat la ușă. Fiți sănătoși și
fiindcă dacă o să fim sănătoși, o să avem de toate. Încă o dată v-am mai zis și vă mai zic cât tare îmi sunteți dragi, ăștia de aici, de la Eloveni, că sunt și eu undeva pământean ca dumneavoastră, și împreună o să spunem lucruri adevărate, lucruri frumoase și Dumnezeu o să ne ajute în toate celelalte, la mai mult și la mai mare. Dragii noștri, vreau să vă zic, știu cât de mult munciți, studiți la colectiv, știu cât de bine îmbinați oamenii, știu cât de mult trebuie să găsiți recuzită atribuții, mai ales material folclor să aduceți. Slavă Domnului, într-adevăr, avem folclor. Ne ducem la Ștefănucă, ne ducem la Romanciucă în cărți și găsim acolo, doar să fim atenți la regulament atunci când ne notăm acolo la ediții, ca să îl aducem așa autentic. Pledez pentru autenticul Colind, teatralizarea care o faci și toate să fie bine. Vreau să vă laud, sunteți într-adevăr bine, munciți bine și să aveți ani frumoși. Și asta, cum spunea Nicolae Iorgă, prin tradiții noi vom trăi și vom dănui ca neam. Păstrați tradiția și folclorul. Și cred că cea mai importantă acum are să fie primele locuri. De fapt, din cei 16 participanți, 17 că au fost o comasare la Rezeni, s-au discutat pentru selectarea premiilor trei locuri, s-au discutat colectivele așa, care s-au prezentat mai bine, 7 am selectat. Este Ialovenianca, am discutat despre Ovincuța, Țărâncuța, Aline Tedor, Fir de Busuioc, Răzeșe și Măbița, cei de la Răzeș, și Floarea de Cireș. Deci, din toți acești 7, am fost nevoiți să selectăm 3 cei mai buni. Dar pentru ca să rămânem cu suspansul până la sfârșit, vom începe să felicităm pe toți participanții, iar ultimii vor fi și cei care au luat locurile de frunte. Secția Cultură Consiliul Raional Ialoveni decernează diplomă a ansamblului etnofolcloric Floarea de Sau Câmpii Gârleni. Director artistic doamna Diana Josu Graniște, înmânează domnul Tudor Vigoriță, șef secție Cultură Ialoveni. Diana, dacă este. De fapt, ce am dorit eu să vă spun, dragi colegi, am lăsat ca juriul nostru să-și dea părerea, așa cum consideră dânșii. Nu m-am implicat deloc. Am lăsat dânșii să-și exercite funcția profesională. A fost o analiză foarte, foarte precisă și vreau să vă spun că eu, în totalmente, le încredințez ceea ce a vorbit ei. Eu cred că trecerea de lista colectivelor este un lucru foarte frumos. Ne dă șansa pentru anul viitor să ne pregătim și mai bine. Și cum a spus și doamna Diana de Cusară, să facem din nou regulamentul ca să nu dea dreptul la speculație cu diferite momente. Acum trecem la decernarea diplomelor. Floare de Sau Câmpii Gârleni. Unde este Gârleni? Diplomă de gratitudine, ansamblul etnofolcloric Țărâncuța Barda. Director artistic, doamna profesor Galina Tonu. Vă invităm! Nu s-au dat aplauze! Diplomă de gratitudine ansamblul etnofolcloric Ialovenianca Ialoveni. Director artistic, domnul Grigore Vârlan. Stați aici. Stați aici. Da. Felicitări. Diplomă de gratitudine ansamblul etnofolcloric Getodacii Horești. Director artistic Vasile Balcoci. Getodacii sunt? Sunt. Nu s-au dat aplauze. Bravo, eu vreau să vă spun că și vreau să mulțumesc tuturor colectivilor care foarte frumos au evoluat astăzi și fiecare merită toate aplauzele. Încă o diplomă de recunoștință ansamblului etnofolcloric Văglenci, Alexandrovca Gangura, director artistic Aurelia Miteva.
Vă glinc cu mare plăcere, sunt în sală, da? Am dorit să participe cu acele tradiții frumoase ucrainești, bulgărești, care le-au acolo, să vină în original, să vină la noi. Și ceea ce le mulțumim. Diplomă de recunoștință formației folclorice Floare de Numă Uita Asociteni, conducător artistic Gheorghe Eremei. Încă o diplomă formației folclorice Dorul Buciumului, Cojorei, conducător artistic Veronica Casian. Felicitări! Pojorănii, vă așteptăm. Este. Pojorănii, unde sunt? Vă rugăm foarte frumos, aplauze. Foarte bine s-au pregătit. Mi-a plăcut foarte mult. Felicitări. Încă o diplomă. Formația folclorică Mărgăritarele Fucoi. Conducător artistic Vasile Cătărău. Vasile Cătărău, Fucoi, Mărgăritarele. Felicitări, mult succes. S-a depus foarte multă muncă, ceea ce le dorim în continuare și pe tot parcursul anului, să participe activ la toate manifestațiile. Diplomă de gratitudine doamnei director Nadejda Petcu, formația folclorică Răzeni și Răzeni. Răzeni și Răzeni. Foarte frumos și foarte activ, activează în toate festivalul și toate concursurile raionale, ceea ce îi felicităm și le dorim un an frumos. Încă o diplomă de gratitudine, formația folclorică Floare de Cireș, Rusești Noi. Conducător artistic Pavel Malau. Mi-a plăcut căprițele. Porcul ăsta, data aceasta, trebuia de vaccinat. Dar oricum este o muncă mare depusă și felicitări. Diplomă de recunoștință doamnei Ecaterina Jumil, formația folclorică Ulandra Țipala. Felicitări. Unul dintre cele mai bune colective, participă activ în viața culturală atât a satului cât și în Republică. Felicitări! Încă o diplomă pentru cercul dramatic, văratic, conducător artistic, doamna Rita Bezeazâcnui. Dragi prieteni, după cum ați observat, în afară de diplomele acestea, sunt și cadouri frumoase și sume de bani. Felicitări! O diplomă de gratitudine, formația folclorică Opincuța Zâmbreni, conducător artistic Anatol Crețu. Conducătorii să se pregătească, știu că toți o să primească cadouri, de aceea vă rugăm foarte frumos, mai operativ. Este o zi foarte obositoare, de aceea noi trebuie să fim gata. Felicitări, mulți ani! Diplomă de gratitudine. Formația folclorică Urmașii Dacilor, Zâmbreni, conducător artistic Ecaterina Leu. Urmașii Dacilor, extraordinar de frumos, avem haiducii, dacii și urmașii dacilor. Felicitări! Diplomă de gratitudine, formația folclorică Botrienii Barda, doamna profesor Vera Tonu. Aplauze pentru bărdăreni, ei n-au participat în concurs acum, dar vă rugăm foarte frumos să... El a luat anul trecut locul de frunte, de ce noi îi felicităm încă o dată. Încă o diplomă pentru formația folclorică Haiducii Costești, conducător artistic Gheorghe Matei. Domnul profesor? Domnul profesor este foarte obosit, eu am să-i o transmit. Bine. Diplomă de gratitudine pentru ansamblul etnofolcloric Vișoara Mirești Mici. Director artistic doamna Elena Castraveți. Doamna Gastraveți, iarăși a participat în recital. Bravo, mulțumim lor pentru activitate artistică, atât în teritoriu, cât și în Mina de Piatră, acolo în rezervele naționale, Mirești Mici. Aplauze și mulțumim frumos! Diplomă de gradul 3. Formația folclorică Alina Teodor Dăncen. Petru Spicaru, domnul profesor, să trăiți. Domnul profesor, domnișoara profesoară, felicitări. Diplomă de gradul 2. Formația folclorică Fir de Busuioc Malcoci. Fir de Busuioc Malcoci. Conducător artistic Victor Gândea și doamna Tatiana Puiu. Să trăiți sănătoși! Cine sunt cu locul 3? Că vreau să știu locul 3. Cine sunt? Locul 3 sunt Dăncen, de Alina Dor. Aplauze! Oh! Vine să mai aproape. Bine, nici eu nu știu cine este pe locul 1, locul 2, locul 3.
Cu adevărat s-a depus un efort foarte mare. Eu mă supun în totalmente juriului, așa cum a decis juriul, așa să fie. Aplauze! Diplomă de gradul 2. Formația Fir de Busuioc Malcoci. Malcoci, aplauze! Surse de inspirație în continuare. Și spuneți ceva, că noi... Felicitări la toți cu sărbătorile care se apropie și la mulți ani! Vă mulțumim! Diplomă de gradul 1. Ce? Ce e acolo? Începem o vedea? Studioul artistic Mlădița Rezet. La toți, la toți! Nu mi-am dat seama că sunt atâtea diplome. Felicitări! S-a depus foarte multe muncă. Se scotocește foarte mult în folclorul, în izvoarele noastre folclorice, unde avem zeci de obiceiuri, tradiții care trebuie să le valorificăm. Felicitări și vă dorim mulți ani succes! Și un cuvânt de felicitare! Emoțiile sunt mari. De fiecare dată participând la festivalul, da? Dar nu numai la acest festival. Încercăm din toate puterile să găsim și noi ceea ce este ascuns în lădița Hâzestre a neamului nostru. Aflându-ne în ajun de Crăciun, peste un nou, vă felicităm fie ca lumina nașterii Domnului să intre în casele dumneavoastră, să vă aducă numai pace, liniște, sufletească și numai, numai bine. La mulți ani! Olha lá,